Vă salut, oameni buni, direct din fundul Moldovei. V-am promis peisaje pitorești, locuri unice și nemai întâlnite, să zic așa, iar astăzi am venit într-un loc de poveste. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Acest sat pe care l-am în față, sătuc, că sunt doar câteva case, se numește Delnița și este la 10 km, 15 km maxim de fundul Moldovei. Dacă nu mă înșel, el face parte din comuna fundul Moldovei, dar nu sunt sigur. Ideea este că este foarte izolat, am mers câțiva kilometri buni pe un drum ca acesta de țară, prin pădure, pe lângă multe locuri de-astea pitorești cu vaci, pe lângă râu, foarte frumos, iar aici este capăt de drum, la Delnița. Aici nu am văzut nicio căpiță de fân, cum se usucă în altă zonă iarba, dar peste tot, la fiecare pas, văd aceste parcane, mi-a spus cineva că se numesc, parcane, pe care se usucă fânul. Pentru că aici, în zonă, foarte mulți oameni se ocupă cu creșterea vacilor. Ia uitați aici câte recipiente din acelea de lapte, pentru lapte. Chiar aici, lângă Delnița, la 2 minute de mers cu mașina, se află domeniul cerbilor și este vorba despre o pensiune care oferă cazare, mâncare, liniște. Deci dacă aveți de gând să veniți pe aici prin zonă, găsiți și loc de cazare. Mai este tot pe aici prin zonă cabana 3 brazi, parcă, sau cabana din brazi, ceva de genul acesta. Oricum, informațiile astea se găsesc destul de ușor pe internet. Și cam până aici am mers, pentru că de aici încolo nu am voie. Dar uitați-vă cum arată de aici de sus. Liniște. Ce de parcane acolo. Sincer, eu până să vin în zona asta nu am mai văzut acest mod de uscare al fânului. Eu știu metoda clasică, și anume căpița. Dar aici în zonă, peste tot, este plin de parcane. Oameni gospodari, toate casele arată bine, sunt îngrijite aici în zonă, nu mă refer strict aici la fața locului, ci în zona fundul Moldovei. Uitați cum arată aici o bancă rustică. Destul de interesant. Iar aici, asta este o sanie. O fostă sanie. Nu știu dacă se observă pe cameră. Dar este suportul acela de jos.
Probabil era trasă de căluți. Și cam atât de aici, de la Delnița. Puțin, dar bun. Un peisaj foarte, foarte frumos. Lăsați acolo în comentarii ce părere aveți despre zona asta. Și țineți minte, este izolată. Pentru a ajunge aici, trebuie să mergi pe un drum de țară. Nu știu, 5 km, ceva de genul. 10 minute am mers cu mașina. De la strada principală. Iar până aici sunt locuri foarte frumoase, așa pe stânga, pe dreapta. Ba o pădure, ba o pajiște cu vaci, la fel cu aceste parcane. O să opresc acum la întoarcere să vă arăt și câteva peisaje de pe drum. Cam amețit! Cam așa arată drumul și pe drum, la fiecare pas, întâlnește așa câteva văcuțe la păscut. Aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, văd eu. Poate chiar mai multe. O șură destul de veche, aici fânul, pe parcane, brăduți, râul, exact lângă drum, era aici o mică gospodărie. Fără alți vecini, fără nimic. M-am întors în comuna Fundul Moldovei să vă prezint puțin zona de aici, de la marginea comunei și ceva arhitectură tradițională. Ia uitați cum am trecut podul direct în fața mea, exact ce vă spuneam, arhitectură tradițională. Vreau să mă plim puțin așa pe o străduță de asta aleatorie, nu neapărat prin centru, pe strada principală. Uitați ce frumos se prezintă această casă cu flori, aranjată frumos, iar aceasta este o fântână. Așa arată aici fântânile în zonă. Ce părere aveți, oameni buni? Lăsați-vă părerea în comentarii. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, apăsați butonul de like. Iar eu vă mulțumesc. Anticipat.
Dacă sunteți curios cum se numește acest râu, vă spun eu, se numește râul Moldova. Ia uitați ce podeți interesant aici. Și cred că aici mă opresc. Am o bănuială că aceasta ar fi pensiunea la moară. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Se mai întorc feciorii. Haideți, feciorilor, înapoi în țară. Încă o dată, această bijuterie. Deci îmi place foarte mult. Exact cum se construia odată. Și-a abandonat Batman mobilul aici, în fundul Moldovei. O fi rămas fără benzină. Da, interesant. Parcă sunt covoarele puse la uscat. Așa arată aceste parcane. Covoare puse la uscat sau la bătut? Da, a trecut mai devreme, acum vreo oră sau ceva de genul, și era coada aici. A zis, las că mă întorc. Cam tot timpul e lumea, am observat la... Da? Dar arată, afară că apa este bună, că am băut și eu din ea. Îmi place foarte mult cum se prezintă locul. Da, cât de cât. Se poate și mai bine. Adică așa cred eu. Chiar îmi place. Adică eu nu am mai văzut așa loc de unde se ia apă. Da, aici de obicei aici se face și la Bobotează, se face sincerea apei cu copilul de chestii. Așa. Foarte frumoasă zona. Da. E frumoasă. Foarte. Nu, ne place foarte mult. Se pare că și altora, că am văzut că sunt destui turiști în zonă. Păi, da, 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 adevărul este, e frumos. E frumos. Sunt foarte multe pensiuni și vin vara să vine. La aer curat. Bine? O zi bună să rămână, am văzut că se vine. Apă proaspătă de izvor. Pentru că am fost îndrumat aici, la acest bancomat, să scot bani, vă arăt și casa de cultură, din care se aude muzică. Îmi place că am văzut la multe case steagul României pus așa, în gard. Asta ne arată că oamenii sunt și patrioți. Deci uitați-vă ce circulat este acest sat, această comună, fundul Moldovei. Și ca să închei frumos acest vlog, am venit special aici, la intrarea în fundul Moldovei, la intrarea în fund. Foarte frumoasă poarta, am filmat-o și în vlogul trecut. Da, asta vreau să spun, pe ziua de astăzi am încheiat plimbarea, am încheiat vlogul.
Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut și apreciați, nu uitați. Butonul de like, comentariu, dacă mai dați și share, deja e prea mult. Dar puteți să dați. Pe mine doar mă bucură. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez o zi superbă. La revedere! Fundul Moldovei, fundul Moldovei, fundul Moldovei.